Liniște, copii! Liniște! Ce frumos cântă moșul! Asta-i place lui, să se încălzească lângă foc după ce a umblat pe drumuri străine în căutarea copiilor cu minți. A întâlnit și anul trecut, mulți micuți ce meritau să-l primească încărcat de daruri. Anul acesta, Moș Crăciun, împreună cu prietenii de la TVR Iași, a făcut prima oprire în satul Dinga, din județul Vaslui, un sat învăluit în ceață și promoroacă. A fost așteptat cu pâine caldă și gogoși, dar și cu zâmbete timide de către o fetiță de 11 ani. Ai, 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 ai. Bună ziua, bună ziua, ho, ho, bună ziua, Alexandra, tu ești norocoasa? Da. Am ajuns la tine, foarte greu, foarte greu, dar ne bucurăm, ia să ia moșul loc. Alexandra Năstasă ar fi vrut să-l întâmpine pe Moș Crăciun în pragul casei, dar destinul a făcut ca un astfel de gest să fie unul imposibil pentru ea. Născută la 26 de săptămâni, înainte de vreme deci, Alexandra a luptat dintotdeauna cu problemele de sănătate survenite din cauza prematurității. Mi s-a spus că are tetrapareză spastică, partea stângă afectată, după aia, pe bază de sistem nervos, cum n-am început să merg la recuperări. La 2 ani a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică și viața ei a însemnat de atunci o legătură nedorită și, din păcate, de neînlocuit până acum cu căruciorul cu rotile. La 6 ani a suferit o intervenție chirurgicală la ambele picioare. Până în clasa a 4-a, cât a fost elevă la școala din sat, părinții au dus-o cu căruciorul la ore în fiecare zi. Acum, singura șansă de a continua școala ar fi să stea departe de familie, la un cămin, lucru pe care nu și-l poate închipui. Ea, deci, tot timpul caută să fie lângă mine. Dacă eu plec de acasă, ori eu, ori tați, o trebuie să fim împreună. Deci ea nu stă cu altcineva, așa care să... Trebuie să fim unul tot timpul. Vine cineva, are prieten, vine cineva să se joace cu ea? Nu, nu prea vin. Dacă e așa cum e, nu prea. Familia Năstase se descurcă în fiecare lună cu 600 de lei, dar nu se plânge și nu se dă bătută. Pleacă picioare, asta-și pleacă, asta-și pleacă, să meargă în picioare, dacă aș vedea o altă și-am agățat pe Dumnezeu din picioare. Tot este ea pat, ca să suferi ea așa, că nu poate. Să văd că merg în picioare asta cel mai mult, măcar ca un copil care se ducă din mână, când începe ea să facă primii pași. Alexandra iubește luna cărților, singura în care imaginația o ajută să fie așa cum își dorește. Că să fie totul bine. Normal. Încă toți copiii. A fost o zi grea, dar și emoționantă pentru Moș Crăciun. Încă un prieten bun și-a găsit loc în sufletul moșului, Alexandra.